Domnilor, după cum se vede, afară-i ziua, dacă clipul apare seara, să nu mă întrebați, dar de ce afară-i ziua. Tata vă spune, fără regrete, că la mine și noaptea e ziua. Unde-i scrumiera, mama? Încălză și sarmalile, că se strică. Păi, nu mânc eu chiar acum, dar... E bine că avem ce mânca. E bine că avem ce pune pe masă. E bine că nu suntem disperați de viață. Domnilor, să vă spună tata Nelson, care e profesor în anumite chestii, unde spun el? În anumite chestii atât politice cât și familiare, cât și din clasa infracțională, cât și din clasa muncitorească, cât și din chie tata Nelson Mondialul, atâta că nu știe multe din vocabular, cât și viața tinerilor de astăzi. Domnilor, astăzi, vorbind cu un prieten, nu că am ajuns la concluzie, dar omul din ăstea învață, din pățanii. Eu v-am mai spus, au fost de mult când doi elevi îl șapcălea și îl scuipa pe al treilea, al patrulea filma, m-au rugat copiii să pun pe Facebook să vadă lumea și iaba n-a fost filmarea mea, zvâr 30 de zile la mine. Nu se mai întâmplă. Să nu mai zic că sunt unii care înscrie Nelson, te rog frumos, bine, scrie frumos, te rog frumos, nu postez asta la timp pe pagină să ajutăm pe persoana respectivă. Eu v-am mai spus, măi oameni, eu nu distribui, eu și cu Lobo m-am certat. Ce dă distribui tu, ajută-l pe Alex, ajută-l pe Nicușor, ajută-l pe David, ajută-l pe nu știu ce nume mai sunt pe acolo, măi oameni. Și astea-s manevre. Eu nu zic așa că nu distribui cu ură și cu din aia, că vezi, Doamne, e fer să ai probleme familiare sau de boală sau din alea. Dar îs manevre. Pentru că v-am spus de atâte ori, eu știu lume multă bolnavă și nu-i ajută nimeni. Astea-s manevre, intră televiziunea, intră, în fine, trecem de subiectul ăsta. Dar sunt aia care zice, Nelson, nu distribui să ajutăm pe cântăreață sau să ajutăm pe aia și mă uit pe pagina lui. Eu n-am niciun clip distribuit la el pe pagina. Una la mână. Doi la mână. Tu nu poți să-mi cer mie să-ți distribui ție clipuri. Tu ar trebui să le distribui cu o sonată frumoasă scrisă acolo, pentru că tu trebuie să te bucuri că ți-am dat accept în pagina. Pentru că fără să o întindem și să o lungim, eu sunt o persoană publică. Înțelegeți? Și atunci nu poți tu să asta. Mai am dat iarăși, mai intru pe pagini și din când în când dau, din ăla la paginile oficiale, dau invitație la lume și unul scrie, mi-ai dat invitație să îți dau apreciere la pagină. Zic eu, da. Zice, nu vreau, nu vreau să te subestimez sau ceva, l-am lăsat să vorbească. Înțelegi? Dar nu sunt obligat să-ți dau apreciere la pagină. I-am dat pace. L-am scos din ăsta, de la prieteni, și i-am dat blocaj pe toate paginile care le-am. Păi după ce rasa amătii scrii tu mie așa că eu te accept, nu ți-e rușine. În fine, mergem pe... Eu v-am dat numai niște explicații ca să le înțelegeți. Băi, prietenilor, îmi spune prietenul
care m-a clansonat azi. Băi, Nelson, mâncați așa, uite ce să fac, mă. Aveam o pagină oficială cu 1800 de aprecieri. Auzi. M-a pus dracu să distribui clipul lui Nicolae Guță, ăla cu PSD-ul, la mine pe pagină. Și ce zici, că am distribuit clipul la mine și am primit o groză de deajete în sus, în jos, și mi-a plecat abonață. Înțelegeți? Acum eu i-am zis. Dacă știai să pui un titlu, nu-ți pleca. Înțelegi? Dar, acum, eu vă întreb pe voi, ce vină am eu dacă distribui clipul respectiv? Deși eu am primit multe mesaje, Nelson, distribuie și tu clipul ăsta, la timp pe pagină. N-am zis nici da, nici nu. Dar nu l-am distribuit. Înțelegeți? Băi, oameni, în asemenea cazuri, deși eu v-am spus de multe ori, dau exemplu că nu știu numărul exact a românilor care suntem în România. Nu știu exact câte zeci de milioane, dar eu dau un exemplu pe înțelesul tuturor. Dacă suntem 1 milion de români, mă ascultați-mă ce vă spun eu. Deși câțiva m-ați înjurat când am făcut clipul, după ce mereți voi la vot, dacă nu cunoașteți politică? M-ați înjurat o groază. Înțelegeți? Că tu dacă ești zugrav, nu poți să repare o mașină. Deci, domnilor, eu am perfectă dreptate, dar voi, inconștientul din voi, prostesc, iesă prin răgete și urlete la suprafață, exact ca și o galerie de fotbal. Înțelegeți? Și atunci, dacă sunt 1 milion, dau exemplu, de persoane, nu 1 milion, dacă sunt 1000 de persoane, vă spun eu, 700 îs cu PSD. 200 nu interesează. Înțelegeți? Și 100 îs cu aia lață. Voi o să ziceți că mint. Că-s prost. Că nu știu nimic. V-am spus de atâtea ori. Voi nu trebuie să judecați omul când spune o vorbă, voi trebuie să vă uitați, mă, ce-o zis omul ăsta, ia să vedem dacă are dreptate. Și luați din 90 încoace. Luați din 90 încoace. Câte locuri de muncă erau, câți români erau în țară, cât era kilogramul de cartofi, cât era pâinea, cât era uleiul, cât era ou, cât era combustibilul, cât era lumina, cât era carnea, cât... Bun, să scumpesc încet, încet. Dar nu să depășim pe europeni. Înțelegeți? De-aia spun că 700 îs pe partea aia, 200 zem și 100 m. Înțelegeți? Pentru că dacă erau dintr-o 1000 de persoane, 800 pe partea bună, nu numai din gură, hau, 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 pe Facebook, pe virtual, dacă era, treaba era altcumva. Treaba era altcumva. Băi, oameni, altceva. Eu v-am spus de atâtea ori, viața e foarte scumpă și noi nu ne dăm seama. Pentru că, uite, cum sunteți voi,
care scrieți. Mă, de unde trăiești? Că tu nu lucri, nevastă ta nu lucră. Copilul tău, acum ce lucră, dar pe salariul lui nu mă interesează. De unde trăiești? Eu vreau să vă spun. Suntem, vorbesc din rândul social, nu de aia de sus, de acolo. Eu vorbesc de noi ăștia la. Suntem câțiva care ne descurcăm, înțelegi? Pentru că în cartea descrierii a masoneriei și arată poza, înțelegi, de la robul robilor care duce pământul în spate până scară de scară, până sus la barosan de barosan. Deci suntem câțiva care ne descurcăm și simțim prețurile astea, dar nu ne interesează. Pentru că ce-mi trebuie mie să ies în stradă cu gura mare? Mă, eu v-am mai spus. A ieșit fără o hârtie și un document la mână că ai voie să ieși să urli, ori te amendează, ori îți face dosar penal, ori ceva se întâmplă. Deci așa nu, că schimbi tu, hai că mă duc să-mi fac de cap. Înțelegi? Și atunci tu dacă îi deranjezi pe ei, ei te deranjează pe tine. Înțelegi? Deci, domnilor, suntem câțiva care ne descurcăm și nu ne interesează prețurile, că cartoful e 5 lei, că pâinea e nu știu cât, că înțelegeți? Nu ne interesează. Că zicem, asta e. Sunt ăia lanți care se descurcă foarte bine din relații, conduce și una alta și sunt oameni care bă, nu știu cât e salarul și ele, dar eu vă spun drept. Eu să am un venit, indiferent ce fac, de 20 de milioane pe lună, eu aș muri de foame, mă. Eu aș muri de foame cu un venit de 20 de milioane pe lună. Plătești gazul, plătești curentul, plătești întreținerea la bloc, fumează, mai un carburant, mai o mâncare, că ați văzut? Că gura mea, alu, să ne înțelegem. Deci sunt oameni care, într-adevăr, îs loviți de soartă, de domnie fer și apă. Și atunci oamenii ăia loviți de soartă, ăia îs cel mai ușor de recuperat, înțelegi, pe partea stângă. Pentru că mere și le dă 1 milion, 50 de lei, o plasă de alimente și nu îi interesează și zvâr cu ștampii la unde e groapă, înțelegeți? Acum, noi degeaba ne luptăm. Mai oameni, eu v-am spus, încă 25 de ani. Eu sunt 100 la milion, că după 25 de ani, poate eu nu mai ies, o să ziceți, băi, ce dreptate a avut ăla. Încă 25 de ani o să fie țara așa. Înțelegeți? Pentru că ei se ceartă la mișto, dar face ce vrei ei. Până când va interveni de afară, nu, aici nu facem noi legile. De afară ce se comandă și ce se ordonă. Așa trebuie să fie aici în țară. Înțelegeți? Și acum să trecem la Nicolae Guță, care, că ăsta e subiectul, care am văzut, Doamne, fer și apără, câte înjurături, dar eu am stat și am zis așa, mă, oamenii ăștia care au înjurat, ăștia, îs patrioți adevărați? Oamenii ăștia sunt patrioți adevărați? Sau numai s-au apucat să dea și ei acolo cu subsemnatul să vadă lumea că el iubește patria? Deci dacă ăla, amărâtul ăla, și vă recunoașteți foarte mulți în clipul ăsta, acceptă să primească o plasă de făină, de zahăr, de ce-o fi, de 50 de lei, de 1 milion, ca să dea ștampil acolo. Atunci, omul ăsta, Nicolae Guță,
Voi v-ați pus întrebarea. Cât o luat el pe melodia asta că o cântat-o? Pentru că textul l-a făcut un textier. Cum se face în mare parte la cum să zic eu, la cântăreț. Singurii care își fac cel mai mult melodiile ei, cred că e Florin Salam și Sandu Ciorbă. Înțelegi? Nu știu, Blaga de la Oradea. Nu mă ating eu de mai mulți. Dar majoritatea au text făcut de textier și câți bani au primit el, v-ați întrebat, de la partidul respectiv? Cine a fost în spate la șanjul ăsta? V-ați întrebat vreodată? Și atunci, dacă amărâtul ăla primește 1 milion, bogătașul ăsta care, în momentul în care tu, ca persoană publică, ai făcut o melodie contra românilor, care românii sunt plecați, nu, ai cântat o melodie, contra românilor, care românii sunt plecați cu năcasă și cu greutate în alte țări să-și muncească, să-și întrețină, să-și plătească restanțele la bancă, să știu eu o groză de treburi. Îți dai seama că, eu așa mă gândesc, îți pierzi din fani. Îți pierzi din fani 100 la milion. Deci eu de făceam o treabă din asta, eu pun pariu că îmi pierdeam din fani 100 la milion, pentru că ăsta e adevărul. Înțelegi? Voi vă dați seama, el își pierde din fani, poate își pierde din nunțile luate. Bă, omule, asta e o faptă care, știi cum? Deci când ai cântat melodia asta, e o faptă ca și cum ai zice că te român. Înțelegeți? Deci aici trebuie să stai să o gândești pe opusă. Câți bani și-a luat omul? Și poate omul se bazează. Nu ne interesează pe noi. Eu numai v-am dat un exemplu ca să faceți o concludență la câți bani și-a luat pentru că ce urmează. Înțelegeți? Deci, omul ori se bazează, ori a fost corupția banilor foarte mare și ce-o zis? Bă, ia uite. Înțelegeți? Deși eu mai fost melodii pe gen din ăsta. Dar atunci, nu știu. Atunci, nu știu. Nu știu cum, ce s-a întâmplat și care a fost treaba. Dar vă spun, măi, oamenii, altceva. Lumea, care eu în clipurile mele am zis că domnul Băsescu, ca el, om politic, ca el om politic, România nu a avut. Ia dați în spate anii, când era la televizor, nu mai știu ce emisiuni, de făcea Caterinca, își permiteau atunci să facă Caterinca, băse, își, înțelegi care eu am fost foarte cum îți permis tu de un conducător de țară, indiferent ce a fi făcut el, să faci mișto, înțelegi? Dar așa a fost atunci, de ochii lumii, să se fure alte chestii, să ducă lumea în eroare. Deci, măi, oameni, dacă răsdați în spate, ce viață era pe timpul lui Băsescu, mă? Așa cum l-o huidui lumea. Covându vaporile, covându nu știu ce, flote și din ele. Deci, până atunci, de ce n-o zis la alegeri? Bă, nu-l alegem covându vaporile. Uite că o câștigat. Înțelegeți? O câștigat. Și, în timpul guvernării lui, treaba a fost foarte, foarte bună. Nu era scumpetea care e acum.
Deci nu era, băi, scumpetea care e acum, bă. Înțelegeți? Uite la noi, primarul, Emil Boc. Eu, cum am zis, nu mă interesează pe mine că sunt tramvaie cu televizor în ea și cu cameră video și avem tramvaie frumoase, de nu mai putem, pentru că în Ungaria am văzut tramvaie vechi, foarte vechi, dar nu te scutură. Pentru că ea nu a schimbat tramvaiul, ei au schimbat arcurile, telescopile. Înțelegi? O schimbat telescopul, te urci în el ca metrou. Și uite-ți vechi. Faci o investiție. N-am treabă, înțelegi? N-am treabă. În fine. Deci, domnilor, trebuie să o zic până la capăt. Trebuie să o zic până la capăt. Nu se poate. De ce să faci tu tramvaie noi, colorate în 3D, când poți să faci altceva? Tot am văzut și pe primarul nostru că merge și plantează brază. Domnul primar, și asta e apropo pentru toți primarii din România, nu mai plantați brază. Pentru că brază aia păste în cât timp crește să ajungă la maturitate? 50, 70, 100 de ani. Vor fi tăieți și duși iar mai departe. Înțelegi? Și românul nostru o să ajungă cu timpul să zică, domnii, n-are ce pune în Laboș. Știți clipurile mele unde zic cartofii o să fie mai scump ca carnea? Domnii, de ce? Deci, măi, oameni, mă, voi trebuie să plantați ceva unde când românul în gravitatea lui disperată se uită în sus, înțelegi? Deci știți povestea lui pică pară mălăiață în gura lună tăfleață. Acum nu peri să plantați. Bată-l corcodușe, mă, când se uită românul în sus să-și ieși. Băi, o să ajungă românul să mânce corcodușe cuptită. Vremurile când eram eu mic, să mânca prune cu pâine, măi. Prune cu pâine, ăștia de seama mea, știe. Înțelegeți? Deci, băi, prietenilor. Eu atât am zis că nu mă bag cu să vorbesc de politica asta, dar nu mă lasă când văd ce se întâmplă pe virtuală. Văd câtă prostie omenească există. Și nu poți să bagi nici cu tolcerul în cap la om. Nu poți să bagi nici cu tolcerul, măi, pentru că asta așa e dat să fie. Am dreptate, mami. Așa e dat să fie. Să nu-mi ajute Dumnezeu dacă vă mint. E nu vin vremurile când se va mânca pâine cu corcodușe, cu prune, cu corcodușe. De azi zic, nu mai plantați, măi, oameni, măi. Nu mai plantați brădule, plantați corcodușe, măi. Să șie din belșug. Își face oamenii magiun, măi. Pâine cu magiun, măi, ar o să ne înțelege. Voi credeți că o zbolând? A? Ce faci acolo? Cremă de zahăr ars. Sarmalile azi pe contrast? Că mi le clocotești. Alea sunt ultimile. Deci, domnilor, Nicolae Guță, noi nu judecăm. Noi spunem numai ce e adevărul. O cam buctat-o. Dar când te uiți la buzunar, ha, înțelegi? Și v-am spus, treaba îl faceți voi incult și nu știu ce, pentru că el a primit o propunere. Băi, omule, vrei să o cânti tu? Și acum, voi o să întrebați, de ce n-o primit propunerea Adrian sau Salam sau
produsând o ciorbă? Pentru că poate ei n-ar fi făcut-o sau nu știu. Pentru că Nicolae Guță stilul lui e ascultat nu numai de tineret. Stilul lui, înțelegi, un fel de etnopopular, e ascultat de marea majoritate a oamenilor de vârsta a treia. Ascultați ce vă spune Nelson. Înțelegeți? Pratinilor, vedeți ce înseamnă? O fost și la mine când nu știu ce alegere a fost. Da, trebuia atunci să fiu contra lui Băsescu și o trebuie să fac o ceva de genul ăsta și primem. Deci prin asta, nu să cânt, să fac o din asta ca și un fel de instigare, înțelegi, și să ademenesc oamenii în partea opusă și primem o sumă frumoasă de bani. Și am refuzat-o. Am refuzat-o pentru că, na, cum v-am spus, eu sunt cu poporul, dar deja bați cu poporul că în stradă eu nu mă duc, pentru că răgușesc degeaba. În stradă nu mă duc că răgușesc degeaba, pentru că mai mare dovadă ca să vezi ce hoție în țara asta nu trebuie decât dosarul din 89-90 unde Mineriada prin comanda primită să vină la București să ciomăjească lumea, iar securitatea să împuște anumite persoane care tu n-ai voie să faci treaba asta fără un ordin, dosarul e nefinalizat. După 30 de ani. Așteaptă să împlinească vârsta când va merge cu 4 luni la an, vreo amnistie, chiar și grațiere, l-o condamnat, beneficiază de ăla și se culcă mai departe. Deci dovadă mai mare ca asta nu trebuie, măi, oameni, mă. Înțelegeți? Îți dai seama, mă. Să-mi puși tu omul care a ieșit în stradă. Și atunci, de ce să ieși în stradă? Să ieșit în stradă și nu s-a făcut nimic. Înțelegi? O băgat acoperire Mineriada. Ăia, sălbatici, înfometați. Le-au zis că le crește salariile, că le dă un alta. Și-au luat cozule de topor și dă-i. Alții chiar cu târnacopul. Băf, închid la om. Alo! Înțelegeți? Și, bineînțeles, o băga pe alții și lumea grea s-o folosă de ei. Deci nu-ți trebuie, băi, după atâția ani, mă, să nu fii tu capabil să închei un dosar, mă. Și să-l închei ca lumea? Nu, așa. Înțelegeți? Am ajuns că legile care se fac pentru cei din conducere. Deci legile care se fac pentru cei din conducere. Băi, oameni, eu vă mai spun ceva. Eu am furat în străinătate. M-au prins că am furat 7 telefoane din vitrină. Am deschis-o, le-am luat, înțeles, și m-au prins. M-au dus la secția de poliție, am dat declarație,
M-au ținut 72 de ore, mi-am plătit avocatul și am ieșit afară. Și dosarul s-o... După, nu m-o trebuie să-l instanță cu o faptă. Să ajung să fur 7 telefoane. Când în lumea sunt telefoane cu miliardile, biliardile. Înțelegi? Mâncare din asta nu mai zic. Meream în alimentarea și îmi furam salamurile preferate, bocconcini, sticle de whisky, una alta, greutăți mari, mă, alu. Nimic. Și aici te duci în magazin, mâncați așa. Și de foame. Mă, eu nu vorbesc la aia care măr la tâlhărit. Și tâlhăresc noaptea. Sau intră peste oameni, sau violatorii. Eu vorbesc de faptele ușoare. Mergi în magazin să furi. Să furi că ți-i foame, să furi că nu ai bani și trebuie să-ți plătești la bloc și ce zici, mă duc și fur 20 de conserve și 3 cașuri și mă duc pe unde știu eu să le vând și uite așa am strâns un ban și am plătit. Eu de ăștia vorbesc. Sau mă duc și fur o pereche de bluz sau o cămașă sau un tricou, înțelegi? Încă îi dă la televizor. Urmăriți-i dacă îi prindeți, dacă îi vedeți, dați-ne acolo că o furat. Magazinile alea îs la stat asigurate. Și îi prinde pe oameni și le dă 2, 3, 4, 5 ani. Înțelegeți? Deci, băi, prietenilor, e foarte greu. Eu v-am spus, România atunci va fi o țară ordonată când prima lege va fi așa. Cine fură, asta e încadrarea. Fără discuție, fără relații. Cine deturnează băncile, cine... Cum au fost ăștia? Au plecat în Costa Rica, au plecat pe acolo, pe dincolo, pe dincolo, înțelegeți? Alții și-au făcut și s-au retras cu minți la găoace, până le vine când? Până când? Până le vine partidul lor înapoi la putere. Și atunci nu mai vezi cum iasă la costumă, eleganță, aranjați și să înscrie și ei în partid. Și încet, încet își, înțelegi, activitatea își continuă. Deci, domnilor, când va fi legea? Ce ai făcut, mă? Tu ai fost primar și cât ai furat, mă? 2 milioane de euro. Confiscat, mă. Confiscat și la genocid cu tine. 25 de ani de chemiță, băgați-l, măi. Lanțuri și cătușă, tită, apă și sare. Și atunci, astea sunt exemple. Atunci nu va mai fi, mă. Atunci nu va mai fi. Atunci când să ie o bandă de construcție, autobanda Cluj-Oradea, în cât timp o faci, mă? În 5 luni? Dau numai exemplu, nu, mă. Așa, pentru că poate vine vreo ploaie și nu puteți lucra 3 zile, mai vine vreun clivăț, în 7 luni, mă, s-o dai gata la banii care te-ai încadrat. Și dacă timp, că de aia sunt garanții, de atâția ani, să strică, ai reparat-o. Gratis. Băi, oameni, un televizor, dacă ți-l iei și să strică, are garanție, un an, doi. Îl duci că e în garanție. Nu că lasă că i-au făcut așa și luăm o altă societate să lucre și alți bani. Asta o înțelege tot prostul dacă e deștept. Înțelegeți? Păi, atunci, domnilor, vor fi traiuri bune în România. Până atunci, experimentăm. Experimentăm pentru că n-avem ce face. Deja ba... Hai să ieșim în stradă, hai să ce faci, mă, ieși în stradă și urli, au, 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 au. Înțelegi? Și de vezi o cameră video, te uiți repede la ea, să te iei acolo, să vadă că ai fost și tu, sau să faci live, sau merem cu telefonile și facem PSD pe telefon, sau facem PNL pe telefon și concursuri, care partid așa și pe din coci, oricum eu vă spun încă una. Eu vă spun încă una. Când faci rău poporului, rău îți vine și ție. Amu cum îți vine prin boală, prin
probleme familiare, prin din alea, așa că măi, ăștia care conduceți țara, aveți de grijă. Că nu știți când vă lovește. Aveți de grijă. Boala, năcazul, nu știți. Înțelegeți? Prietenilor, ce să mai zic altceva? Deci, nu-l acuzați păguță chiar în halul ăsta, pentru că omul a primit bani. Și acum, dacă a făcut melodia aia și a zis votați acolo, voi nu sunteți obligați. Încă din contră. Ar trebui să zice, a, voi vreți să ne păcăliți. Ziceam, înțelegeți? Și asta e o învățătură, dacă știți să o iei. E o învățătură. Dar trădători de neam, nu acceptăm, nu acceptăm. Înțelegeți? Indiferent ce sumă primim, nu acceptăm. Țineți minte că eu am făcut clipul ăla votați Iohannis. Eu v-am spus într-un clip, dar nu cred că mai știți voi. Dă mami țigări. Nu. Nu trăiești, măi, omule. Nu trăiești. Înțelegi? Eu v-am spus într-un clip. Atunci am fost sunat de cineva care lucra în televiziune și o zis așa. Nelson, ce tare! Fii atent aici! Tu zici și încă câteva personalități din showbiz? Zice, trebuie să faceți clip. Ce clip? Un fel de Caterincă care să îl agravează pe Iohannis. Cum că-i neamț, cum că... Da, prin cuvintele mele. Înțelegi? Cum că nu-i român, cum că așa și pe din coci. Înțelegeți? Și am zis, cine-s? Ăia l-alți. Sau ăia l-alți. S-a băgat așa. Pe Loredana Chivu, pe aia cu nasul mare, pe Tonciu, pe aia de la Sexy Brăileanca și pe încă doi, ăla castravetile care-i pocăit și nu știu încă unul. Acum, eu, când am auzit numele lor, i-am zis, nimă în ce hasna mă bagă ăștia. Înțelegi? Și ce-am făcut? Am deschis Google-ul și am citit tot cât a fost posibil în Google despre Iohannis, despre doamna lui, înțelegi? Despre familie. Deci ce-o dat Google-ul? Și citind alea zic, nimă mâncați așa, dar cum pot eu să fac așa ceva? Dar n-am zis că nu fac. Deci n-am zis că nu fac. Și am lăsat să apară, înțelegi, bineînțeles, că n-au făcut decât panorama aia de Sexy Brăileanca, de castravetile ăla și încă unul. Ăștia erau, înțelegi, n-au făcut nici Nas Barou aia, Tonciu și nici asta altă cu ujerile. Înțelegeți? Și atunci am zis, n-o stați așa, pe voi vreți să mă băgați pe mine în rețetă alterată? Înțelegi? Și am făcut clipul cu votați Iohannis noaptea. Înțelegeți? Iar a mai fost faza aia când am fost la emisiunea TV la Canal D sau la Capatos, nu mai știu unde, și eu am încercat prin
ușor, elegant, să mă ducă, deci îi punea întrebări râzând, bă, de piticul ăla de la voi, de, înțelegi, de, cum îi zice, primarul nostru, Emil Boc. Am zis, domnilor, stați puțin așa, eu n-am venit aici să fac caterincă, să râdă capitala de părintele nostru, că ăla-i părintele nostru, ăla-i omul care ne conduce Clujul. Pot eu să fac așa ceva? Zic, una la mână, chiar dacă ar fi. Dar zic, uitați că omul își face datoria. Înțelegeți? Nu uitați că omul a fost la prim-ministru, dar cu manevre din alea, i-a pus cară stricată să pice jos, să o zic, băști de aici. Înțelegeți? Pentru că aia îi, fiecare, înțelegi, în orașul lor, în capitala lor, în regiunea lor, își vrea conducători din partea lor. Nu să vină unul din satul mare, Baia Mare, Cluj, Oradea, să meargă la București să conducă el. Înțelegeți? Și am văzut acum cu Cioloș, cu aia, cu Sâmbra Mnieilor, cu... În fine, nu mă interesează. Dar Nelson vă spune, nu mai fiți răi, pentru că și dintr-un lucru, chiar dacă vi se dă că-i bun, voi, dacă l-analizați, puteți să învățați ceva. Puteți alege. Deja mai eu zic, mă, ia apucă-te de fumat, că ține foarte bine la corp. Și tu zici, ioi, Nelson, dacă o zici Nelson, înseamnă că e bine. Și tu iei țigara. Tu nu trebuie să mă înjuri. Ia uite-mă ce m-a învățat, uite ce am pățit, ce am tușit. Tu nu trebuie să mă înjuri. Nu trebuie să zici în gândul tău, mă, dai pașul ăsta, eu nu fac eu. Înțelegi? Și aici. Ați ascultat melodia? Păi vă uitați, mereți în magazin. Cât e kilogramul așa? Ce salar avem? Un pic dați în spate, dați în spate. Și ieșiți la adevăr. Înțelegeți? Brătinilor, ați zis. Nu-i bună ura. Nu-s bune vorbile grele aruncate asupra unei persoane. Pentru că banul-i ochiul dracului. Banul corupe pe oricine. Înțelegeți? Pe mine nu m-a corupt. Pe mine banul nu m-a corupt. Nu mi-am vândut țara. Când am făcut de Iohannis clipul, ați început să înjurați, băi, Iohannis în sus, Iohannis în sus. Dar omul singur nu poate face. Omul singur nu poate face dacă cei, pentru că cu cât ești mai mult într-o, de aici trebuie să te gândești. Nu arunca ele, că le dăm la veveriță, să murim. De aici trebuie să te gândești. Tu dacă ai o afacere și e singur, că-ți mere bine, că-ți mere rău, tu te bucuri de ea. Tu ești năcăjut. Tu le analizezi toate. În momentul când ți-ai luat un asociat, până-i bine, e bine. De când nu-i mai bine, iasă scandalul, iasă certurile. Unul, da, când îți mai mulți, deja începe. Și acolo sunt și spioni. Sunt și spioni între ei. Din partidul alălalt. Bă, voi credeți că partidile și politica o mânci pe pâine unsă? Ha? Alu. Îs grele astea. De-aia, deschideți ochii.
ca să nu deschideți gura. Ajutor! Să strâng cât pot ajutor. Ajutor! Trezăți beberița. Deci, prietenilor, Nelson Mondialu, Bățucă, și vă mai anunț că mi-a făcut laptopul, mi-a schimbat placa de bază și mi-l trimite. În câteva zile mi-ajunge. Sper că atunci să fac live-uri. Bățucă, tata, avalea.